aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Pat improvizat, țevi de canalizare și o găleată în loc de WC-ul. Acestea sunt condițiile în care trăiește Svetlana Morar din Chișinău. Eu aici trăiesc, în podvalul ăsta trăiesc. Ia că aici dorm, aici mănânc, mă băiesc cântați, dar cu treaba mică în căldare. Femeia de 40 de ani trăiește așa deja de 3 luni. Asta chiar dacă ea are propriul ei apartament, cu toate condițiile. Da, WC-ul, baie, tot este. Eu am tot și privatizat tot a mea. Svetlana nu a plecat de bunăvoie din propria locuință, dar a fugit. Din spusele ei, în apartament s-a adăpostit un adevărat monstru. M-a pălit cu șocanele, peste mâini, peste cioare și... În ziua și am fugit și n-am dormit tot noaptea. Cine o terorizează pe femeie și nu-i permite să trăiască în propria casă? Aflăm astăzi în emisiune. Svetlana Morar a venit astăzi la noi în studio să-și spună povestea. Haideți să o încurajăm. Povestește-ne ce ți s-a întâmplat și cum s-a întâmplat să fugi din propria casă. Concubinul meu mă bate. Și... Deci acel monstru este concubinul tău. Da. Și am copil cu dânsul. El te bătea cu ciocanul, așa cum ai povestit în acel subiect? Eu nici la lucru nu puteam să mă duc, mă dureau cioarele. Dar ce s-a întâmplat? Ce l-a apucat? Au fost zi de naștere la băietul. Am servit o leacă și... Am început să mă bată. De la nimic? Așa din senin? El și mă revnuiește la tăț. Cu cine vorbesc, cu cine asta. Tu te-ai adresat vreodată la poliție? Da. Și lui îi dădea drum. Înapoi și el vine și iar face gălăjic. De ce l-am dat? Nu a avut niciodată prescripție, de exemplu? Să nu se apropie de casă, de tine? Ce eu făcea poliție? Eu spus așa ceva, dar el totdeauna vine. Și eu mă timim. Și venea și iarăși începea cu scandalurile și cu bătăire? Da. Și ne forma ferestrele, este tot. Dar apartamentul în care locuiai, îți aparține și ție și lui? Nu, mă ne ești lui băiatul meu. Dar fiul tău unde stă acum? Cu dânsul. Și unde trăiești tu acum? În podval. Într-un subsol? Da. Ceea ce am văzut noi acolo deja este cumva... Elevatorul care pentru căldură. Hai să vedem, apropo, cum locul unde te-ai adăpostit. De atunci eu aici trăiesc. În podvalul ăsta trăiesc eu aici. Dacă aici dorm, aici mănânc, numai suhămeatcă, că n-avem plitcă și numai beau cofe, ceai. Da, că țin aici hainele care mă schimb la lucru și apoi am haine curat să ies în lume. Apă ne călzesc în ceainic și mă băiesc în tas, dar cu treaba mică în căldare. Dar am cu treaba mare, unde, dacă e cald, în pădure, dacă așa, ori în, unde gunoi, unde tuburile de gunoi, apă acolo ne duci. Aici e diferit noi veceu. Vreau tare acasă, lângă băiatul meu. Tu de cât timp trăiești acolo, Svetlana? O două luni, trei așa. Trei luni de zile. Văd că te-ai mai... Nu știu, ți-ai mai adoptat locuința asta, ți-ai mai adaptat-o la condițiile de trai. Ți-ai adus un covor acolo, o masă, o... De unde le-ai adus? Unde lucrez acolo, nu-i găsând care lumea zvârlă. Ce ți-a aruncat lumea, da? Și asta ai adunat încetişor, încetişor? Da. Eu aș vrea să spun, după cum am înțeles, că acest subsol este un elevator. Ce înseamnă elevator? Acolo unde sunt instalațiile termoelectrice. Și inclusiv, cred că, și contorul pe bloc. Acest elevator nu este loc de trai. Dacă deja doamna trei luni acolo locuiește
Și absolut nimeni, nici poliția, nici gestionarul fondului locativ, nu întreprinde careva măsuri, dacă ea singur, doamna, nu întreprinde nicio măsură, asta nu ieșire din situație să trăiască în elevator. Apropo, Svetlana, tu înțelegi că în orice moment poți să fii alungată de acolo, pentru că este subsolul unei clădiri sau ce? Da. Și este în gestionarea cuiva, probabil. Da, tu te ascunzi de acest gestionar sau cum se întâmplă că eviți? Nu, o femeie a fost și ne-a dat voi, a zis că numai să nu fac pajar acolo, ori... așa ne-a dat voi să stau acolo până când. Deci nu pe mult timp, probabil, ți-au făcut această atenționare, da, nu? Și ce ai putea face dacă te alungă într-o zi? Ce o să faci? Unde mergi? Mă duc la prieteni, că eu am mai stat la prieteni înainte. Dar cât pot stai? Că nu pot stai mult timp. Și mă ducem la prietenii mele. Dar acasă nu te poți întoarce. Eu văd că tu cumva ai renunțat din start la acest gând. Eu vreau să mă duc acasă. Dar acum nu poți să o faci. Să duc el de acolo, eu mă duc acasă. Doar dacă el pleacă? Da. Dar zi-mi, te rog, în afară de frica față de Petru, așa îl cheamă pe concubinul tău, da, există și alte motive pentru care ai plecat de acasă? Nu. Uite, nu te supăra, dar chiar nu te înțeleg. Toată lumea azi se întâmplă. Duce și-și caut o gazdă. Mama să lese copilul la un bărbat care nici nu-i măcar soț și se duce și nu știu unde trăiește, iartă-mă, dar eu nu te înțeleg. În primul rând, eu măcar ca tată luam copilul cu mine și găsem undeva o gazdă și trăiem. Și la aceiași prieteni, mă aranjam la gazdă, îmi găsem de lucru, mă aranjam la lucru și după și pe parcurs hotărăm problema de evacuare a lui. Dar singurul ales variantă cea mai ușoară. Cea mai ușoară care este. Într-o gunoiște străiești, deci gândește, gunoiește și ți-e rușine copilul să-l aduci. Gândește la ce ești faci. Eu lucrez la JEC. Dar nici cum leafă ne dă, eu nu am posibilitate să plătesc gazda. Salariul este foarte mic? Da. Câți bani primești tu? O 2000, o 3, dar când de acolo te mai scoate din trânș. Deci ți-am auzit povestea, dar acum haideți să ascultăm ce ne-a spus un prieten de-al concubinului Svetlanei, care susține că lucrurile stau un pic altfel decât ni le-ai povestit tu. Atenție la ecran. Eu am observat că fieta nu face corect. Au fost multe cazuri care au găsit pe subsoluri. Acolo, că cum s-a dus și boschetarii, o aduce acasă. Și știți, 20 de ani sau și pleca iară. E pe Petru, cu mulți bărbați, o schimbat. E chiar și sosietul de Gheafeghe, tot coleg de lucru, sfarși, cu așa el. Și apoi mai sunt. E s-a dus în jocul 20, s-a dus la lucru. Și de acolo s-au început toate chestiile. Dar el, nu aș zice că e băiet rău, că... A, dar pe fiecare, pe undeva avem creșteri. Chiar am vorbit cu fișorul la zi. Și mi-a zis că azi vii mămică aici cu cineva să trăiască. Și el știe ce a spus, un copil. Ce-a spus? A zis că poate le tăie gâtul la amândoi. El vrea o tată, îi face și mâncare. Amândoi fac curat, amândoi spală, dar mămica și face. Dar mama, mâine pe mâine, pleacă iară și copilul rămâne singur. Și neîngrijit de nimeni. Uite ce ne-a spus acest bărbat care se numește Sergiu. Probabil că îl cunoști, Svetlana. Da. Și el spune că totul în viața voastră s-a schimbat, sau tu, de fapt, ai schimbat exact în momentul în care te-ai mutat cu serviciul la altă întreprindere de gestionare a blocurilor. JEC, cum ziceți voi. Apoi da, dar eu acolo nu cum îi spun că avem altul, eu acolo dormeam.
la oameni și ai. Dar nu cum el spune că și am avut eu. Așa ceva nu a fost. Dar faptul că totuși ți-ai lăsat copilul lângă un bărbat extrem de violent, care tu susții că prezintă un pericol chiar pentru viața ta, eu totuși nu pot înțelege un pic acest lucru. Dacă el sare la bătaie cu ciocanul la tine, ce l-ar încurca să facă asta cu băiatul tău? Nu ți este frică? Mi-e frică ăla că da. Eu am fost odată acasă, că nu era el. Cu băiatul m-am întâlnit. Și ce ți-a spus copilul? Să mă întorc acasă. Dar eu am zis lui, las să duc tata de acasă și eu să vin. Și ce a zis el? Zis că să-l alungăm. Amândoi, așa mi-a spus. Dar cum să-l alung eu pe dânsul? Eu cred că minte, părerea mea, doamna, pentru că copilul nu poate să aibă așa părere despre mama lui. Ați auzit și dumneavoastră ce a spus, că dacă dumneavoastră veniți și mai veniți cu cineva, vă taie gâtul ambii. Să spună o vorbă de asta, un copil minor, e foarte grav. Atâta timp cât are imaginea despre mama lui, această imagine, dumneavoastră undeva ați călcat strâmb și nu vreți să ne spuneți acum. Svetlana, dar zi-ne, te rog, tu prima dată este când fugi de acasă? Nu. Eu și înainte fugim. Dar este pentru prima oară când stai atât de mult undeva în altă parte sau ai mai stat așa? Nu, n-am stat așa. Atât de mult n-ai mai stat niciodată. Ai zis că este extrem de gelos, iar acest prieten al lui cumva a făcut o aluzie că tu îl înșeli, că nu ești fidelă. Zi-mi, te rog, toate certurile și bătăile erau doar din cauza geloziei? Nu. Dar gelozia asta de ce era provocată? Îi dădeai tu vreo... Nu, n-am dat niciodată. Bine. Astăzi vorbim despre Svetlana Morar din Chișinău, care a ajuns să locuiască într-un subsol, lângă țevele de canalizare, chiar dacă are propria locuință. Femeia spune că a fugit de acasă din cauza concubinului violent, care o bate cu ciocanul. Următorul nostru invitat spune că ar fi fost martorul câtorva conflicte și chiar victima unei scene de violență. Sergiu, te așteptăm în platou. Te-ai așezat foarte aproape de Svetlana. Ce vă leagă? O iubesc. O iubești? Da. Voi sunteți iubiți? Da. De mult timp? Cam de 3 luni. De când e plecată de acasă? Da, desigur. Dar, așa cum te-am prezentat eu, vorbește despre faptul că tu îl cunoști pe concubinul Svetlanei și chiar ai fost martor la câteva scene de violență din partea lui. Da. Te rog să ne povestești și după asta o să vă întreb despre relația voastră. Eram la serviciu cu ea și a venit serviet și a început să o numesc în tot felul. Pe ea? Da. Și a început să o puși gât, a zis ca să o omoare. Chiar acolo, față de voi, de colegii ei? Da. Și i-am spus la o colegă de lucru, zic, uite, dacă, de exemplu, o bate, eu o apăr. Că e colegă și o iubesc. Colegă sau o iubești? E colegă și o iubesc. Așa, și ai sărit în apărarea ei? Da, desigur. Și atunci? Și atunci noi lucram și încărcam, lucrăm la JEC. Și m-a plăcut cu furca în cap. Și am chemat poliția, și am chemat salvarea, m-am dus la urgență, ne-am făcut acolo rentgen, am făcut. După aceea l-a luat poliția și l-a ținut acolo leac, i-a pus amendă, 1000 de lei, i-a pus. Și atât, și după aceea i-a dat drumul. Și ea se mi-a duc acasă, că o bate. Dar, zi-mi, te rog, el știe ce este între voi? Nu prea. Dar de ce ți-a dat cu furca în cap?
nu știu, zice că eu... cum să măresc, că... Не ценим для петь к каркам. Село вот зуд, что здесь ки аман тутел. Для ты того полетал. Мы полетели в Фурганков. Шанки мой полиция. Deci el nu știe ce, în ce relație sunteți, dar bănuia. Da. Și era gelos. Dar voi atunci deja erați într-o relație? Da. Dar poate mi se pare, ești mai tânăr decât Svetlana. Da. Svetlana, având 40 de ani, tu câți ai? 25. 25. Mulți înainte. Mulțumim. Diferența asta de vârstă nu te deranjează? Nu. Tu ai casă? Da, desigur. Dar tu știi în ce condiții trăiește Svetlana? Da. N-ai chemat-o la tine să trăiască? Am chemat-o, dar bunica cam nu se împacă cu bunica. Tu trăiești cu bunica? Da, noi, la noi casă e despărțită în două. Așa, și... Noi cu tata și cu fratele meu și cu verișorul meu. Sunteți mulți? Da. Și ei nu prea o primesc pe Svetlana? Mm. Doar bunica sau și ceilalți? Nu, tata e de acord să trăiesc cu ea. Și fratele meu. Dar bunicii ce nu-i place? Nu știu. Că sunt mai în vârstă ca dânsul. Da, tata. Eu, din ceea ce stau și privesc dintr-o parte și cuvintele, am analizat cuvintele doamnei, am impresia că dumneavoastră este o doamnă care pur și simplu singură nu ar putea să locuiască, deoarece dumneavoastră spune că dacă las concubinul, oricum a încercat să mai facă alte relații cu alți bărbați care, de fapt, au refuzat-o. Nu știu din ce motiv. Deci ea nu se vede singură. Dumnezeu este ori neîncrezută, de aceea, având în proprietate privată, având apartamentul ei, ea trăiește în subsol chiar și în situația când este agresată. Putea să ia măsuri, să se adreseze la poliție. Eu consider că Dumnezeu pur și simplu este foarte nesigură și caută în relația aceasta cu Sergiu, anume și caută protejare. Adică să nu fie singură, să fie cu cineva alături, îi pare că așa e mai... o să-i fie mai ușor să depășească problemele în care, de fapt, ea singură și le creează. Nu știu, deci eu sunt mai pesimist în chestia asta și am o impresie că Svetlana până la masă în fiecare zi cam e greu cu gândirea, dar după masă suhamiatcă și iară până dimineață. Și când îl vede pe Sergiu, se bucură tare. Dar nu știu dacă Svetlana deosebește eu un Sergiu sau îți doi Sergiu. Tare mă greșesc eu, Svetlana. Și eu, sincer, îți spun așa, pur omenește. Aș vrea să te lepeți de suhomeatcă și de ceea ce urmează cu suhomeatcă împreună, cât nu-i târziu. Cât nu-i târziu pentru tine și mai ales cât nu-i târziu pentru băiet. Nu uita că tu ai adus băietul și ai obligațiuni. Ai obligațiune și de la Dumnezeu de sus și ai obligațiunea ta de mamă de a face chestiile astea și nu trebuie copilul să-l plămădești, să-l dăi cuiva. Trebuie să ai grijă de dânsul. Da, eu totdeauna când trăiem acasă, eu aducem copilul la școală, facem lecțiile cu dânsul. Și acum de 3 luni cum ești cu el? Eu mă întâlnesc cu dânsul la școală. Tu mergi la școală să-l vezi? Da. Și ce-ți spune el? Voi în ce relație în general sunteți? Sunteți mai distanți sau sunteți foarte apropiați? Apropiați. El ne spune și noapte o făcut și asta și ne spune ulea că e mai greu cât ai fost mă tare lângă mine, mă ajutai. Svetlana, dar zi-mi te rog, pe tine nu te-a șocat ceea ce a citat acel prieten de-al fostului concubin? Da, la fel, Sergiu. Faptul că băiatul i-ar fi spus că dacă apari cu un alt bărbat în casa ta, vă taie gâtul la ambii. Nu cred așa ceva, că eu am stat cu dânsul de vorbă, cu băietul. Ne-am dus la kebab și... Mi-a dat încă bani înainte de asta. Mi-a dat 1000 de lei, după asta 400, 600 odată. Cu băiatului? Da. Da. Eu am fost la soacra ei, la lucru, a fost. Am vorbit normal, stătie normal. Am vorbit, tot cu dânsul, da. Cu Sergiu am fost. Deci băiatul tău știe despre noua ta relație? Da. Știi despre Sergiu? Și eu am zis că pe tine nu te lepăt, că stai cu mine, că străiesc cu dânsul. Așa, bă, tot așa.
El nu a spus nimic, el a tăcut. Și flăcăm. Ți-e nereasă sau ți-a cameră? La ce ți-ai? Ai bătut-o și cu ciocanul? Eu m-am bătut pe mine pe șofă. În situația dumneavoastră, totuși trebuie să părăsiți apartamentul, să vă găsiți o gazdă, sunteți bărbat. Cum s-a întâmplat să fugi din propria casă? Corcubinul meu m-a bătut. De la nimic? Așa din senin? El se mai revnuiește la tăț. Dar apartamentul în care locuiai, îți aparține și ție și lui? Nu mă neiești la băiatul meu. Dar fiul tău unde stă acum? Cu dânsul. Te-ai așezat foarte aproape de Svetlana. Ce vă leagă? Mă iubesc. Svetlana, având 40 de ani, tu câți ai? 25. 25. Dar zi-mi, te rog, el știe ce este între voi? Nu prea. Astăzi vorbim despre Svetlana Morar din Chișinău, care de 3 luni locuiește în condiții mizere, într-un subsol, chiar dacă are propria locuință cu toate condițiile. Femeia spune că a fugit de acasă de frica concubinului, care ar bate-o cu ciocanul și ar amenința-o cu moartea. Svetlana a trăit 20 de ani alături de acest bărbat, i-a născut și un copil, însă după tot ce i-a făcut, nu-l mai vrea în viața ei și nici în locuința ei. A venit timpul să-l cunoaștem pe acest bărbat. Petru Boaghe va intra acum în platoul nostru. Bună seara! Bună seara, Petru! Ia loc, te rog! Și flăcăm! Ți-e nereasă? Sau ți-a cameră? La ce ți-e? Nici la cameră nu. La ce ți-e? Eu am camera mea. Tu te-ai gândit că ai 20 de ani de are patru. Și nu găsești o fată tu? Dacă eu pe zânsă o iubesc. A, iubești? Nu-ți vine a crede, Petru? Nu. De ce? Că lui nu e femeie, lui e cameră, că e X casa în cap care o are. Deci crezi că acesta este scopul meschin al lui Sergiu? E 100%. Dar pe dumneavoastră ce vă ține alături de ea? Copilul. Petru, dar de ce acum Svetlana locuiește într-un subsol când are o casă? Eu niciodată nu i-am spus că nu vie acasă. Are 3 luni de când locuiește acolo, în subsol. De are ce? Are 4, 5 luni. Dar vopșe are de mult tare de când ea nu vine. În ce sens? Te rog să ne povestești. Nu vrea să vie acasă. Pricina că ea spune că eu o bat, că ea se teme. Dar vreau totuși să ne spui, tu o bați? Da, s-a fost cazul. Când e vorbea cuvintele cenzurate la copil sau chiar și mie. Ai bătut-o și cu ciocanul? Eu m-am bătut pe mine pe ciocanul. Da, de ziua băietului, eu m-am culcat, ne-am servit, m-am culcat, eu că m-am trezit cu mâinile înflate, cu tăt, cu ciocanul, cu șcioare, cu mâini, cu tăt m-am bătut. Am chemat Salvarea, Salvarea, ce cadem că ți-ai rupt mâna. Eu spun, nu mai merg. Și mi-a legat mâna și așa a trecut. Când te-a bătut cu șocul? De ziua lui Valentin, data de 14. Ori tu pe mine. Nu a fost așa. Nu a fost așa. Nu m-ai bătut cu șocanul data de 14. Nu te-am bătut cu șocanul data de 14. Dar ce-ai făcut? Nic n-a făcut ce-am făcut. Zine, te rog, ai bătut-o pe Svetlana cu ciocanul sau ea pe tine? Ea pe mine, pe urmă eu i-am tras niște ciocane, dar pe data de 15. E pe 14, pe mine eu pe data de 15, sara, i-am tras vreo 2 ciocane. Și eu ieșit din casă, o șters. Faptul că Svetlana spune că apartamentul îi aparține ei și fiului. Corect. Tu ai vreun document care ar confirma și dreptul tău asupra acestei locuințe sau nu? N-am niciun document care să confirmă această... Deci, oficial, oficial tu nu ai nimic cu acest apartament? Nu. Așa. Și atunci mă întreb, cum se întâmplă că proprietara apartamentului locuiește, scuză-mă, te rog, ca o vagaboandă, într-un subsol, iar tu trăiești în locuința ei? Scuzați-vă, rog, și cum vă simțiți dumneavoastră în situația dată, când stăpâna
nu poate să locuiască în locuința ei, dar dumneavoastră, bine, mersi, continuați poate, să locuiți. Poate să locuiască, niciodată nu să nu vii în apartament sau să dar nu... Dar dumneavoastră trebuie dar să-i spuneți să vină sau să lăs afară, să... S-a lăs singur în casă și o să ies, dreptul ei, nu dumneavoastră trebuie să-i permite sau nu. Asta e dreptul ei să locuiască. E dreptul ei, dar plăsă să vii când avrie ei, că eu n-am dat-o niciodată afară. Dar doamna se teme de dumneavoastră. Dar pentru ce se teamă de mine? Ce o slup se teamă de mine? Dacă lăsați copilul, cum credeți, doamna se întoarce acasă? Dacă dumneavoastră părăsiți apartamentul și rămâne copilul, ea o să vină acasă? Nu vin. Credeți că nu vine? O sută de procent nu vine. Poate să vii o seară, două. Și gata. De ce? Și duci iar o ea, hâlbă. Dar eu vă spun cum este. Uite, hai să vedem până la urmă această locuință despre care tot discutăm aici de atâta timp. Atenție la ecran. Bucătăria, patul, se desface numai că l-a strâns acum, că... și eu leac mai lărguț. Aici e baia, viceu. În 2010 am făcut cuhnea asta. Am săpat, am făcut, aici am investit niște ruble care... Trebuie de investit. A fost până aici, pe urmă mai că m-am lărgit până acolo. Corect, cuhnea, eu am cumpărat-o, dar tot din banii mei care eu i-am trimis. Frigiderul eu l-am cumpărat când am la pușcărie, ușa eu am cumpărat-o, dulapul el a cumpărat. Uite, mai devreme l-ai acuzat pe Sergiu că, de fapt, nu are o dragoste mare față de Svetlana, cât a pus ochiul pe apartamentul vostru. Ce ne-ar face să nu credem că și tu urmărești același scop? Că tu nu ai altă locuință și tot ce-ți trebuie este să rămâi cu această casă. Iar pe Svetlana nu mai iubești, nu mai ai nimic cu ea. Nu. Eu locuința nu întreb. Deci de ce nu pleci atunci? Băiatul poate să rămână acolo, atâta timp cât are 14 ani, este băiat mare. Nu este mai bine să rămână cu mama lui și să nu mai vadă certurile voastre? Cine să-i facă lui o cățic de mâncare, să-i dă, să-l hrănească, să-i dă... Dacă eu nu pot face mâncare, că eu nu l-am hrănit pe copilul ăsta cât ai stat... Tu poți face mâncare? Da, pot, dar tu și... Nu ți-am făcut niciodată mâncare. Haideți ca să... colorăm și mai mult povestea voastră, concubinajul vostru de 20 de ani, să auzim și ce spun vecinii voștri. Eu trebuie și între dânsă e soldat. Dânsul a strâmpărat, dar pe dânsa nu poate să împăra. Nu, are și el greșeli mari, dar o femeie să ai la bătaie cu cuțitul, cu... cum mai avea, cu furculeț, cu... Asta e rușine mare, eu aș spune. Amândoi alcoolici. Beți bani amândoi. De ce spui că așa? Că amândoi bel. Eu cu Sveta am lucrat 9 ani de zile. E o femeie normală, dar când de la gât... e nenormală. Și fuge de acasă, că el o bate. Și tare o bate. Eu când am venit și ieși erau și mie gospodinul femeie și mie harne. El o bate pe dânsa, obișnuiește. Și eu fuge de acasă. Dar eu am fost tare obișnuită din cauza lui. Trupa în cap și cu scaunul ăsta care patru picioare. Am venit și a spalat sângele din casă, care el a bătut, o tras în cap și o curs așa, mult sânge în casă. Și covorul a stat o săptămână afară prin murdar de sânge. Este adevărat, apropo? Tu l-ai bătut până la sânge? Eu l-am bătut până la sânge, nu. Spune-i corect, de câte ori m-a ieșit cuțitul? Dar mă apăram, nu? Te apărai? Dar cum? Cum ne-a dezbătut dinții, mă ducem cu ochii vineți, mă pălei cu bățul în cap. Când am fost la țară, mă încuiet în beși, ori să-ți povestesc tot viața și cum. Neamurile tale. Și ce om eu? Ce om eu? Cum tu mă duci la țară și mă încuie neamurile tale în beși? Sfeta, de câte ori eu ne-am luat hainele să mă duc acasă, mă duc la țară. Și tu ce ai făcut? Ce am făcut? Te întorceam înapoi? Dar ce-ai făcut? Nu mă te mai întorceam eu înapoi. De ce făcea? Mă chema înapoi. E? Când mă ușidei, te chemam înapoi, da? Să mă ușiți mai departe, orice. Petru, am înțeles că grija ta pentru copil este majoră. Dar zi-mi, te rog, voi atâta timp cât ați recunoscut ambii, că v-ați bătut până la cuțite și ciocane mai nou, până la sângele îmbibat în covor, cum crezi copilul vostru? Cum crește în această atmosferă?
Dar chiar acum, înainte de a veni în studio, am stat de vorbă cu copilul, că cu doamna a fost, a ascultat și copilul și a spus, el nu vrea nic, el vrea ca eu și cu mama să fim împreună și să fim acasă amândoi. Dar asta este posibil? Dacă vine o altă persoană, că el da-mă-i traumat, el nu știe, el singur mi-a spus. Eu mă scol noaptea și îl tai gâtul amândoi. Eu vă spun și vă spun, a moia doamnă a spus că să la un psiholog, ca să sune azi sau mâine și să vii la vreo câteva de astea. Aici e situația certă. Dumneavoastră, Petru, vreți, nu vreți poziția? Dacă doamna nu dorește să locuiți acolo și își dorește ca să eliberați apartamentul, dacă nu o să faceți dumneavoastră binevol, dumneavoastră are toate pârghiile legale să vă scoată din apartament. În situația dată, copilul deja are 14 ani, el poate să-și aleagă domiciliu, el singur poate să se expună, vrea să fie cu mama sau vrea să locuiască cu dumneavoastră ulterior. Pe el nu-l interesează proprietatea care, de fapt, el are cotă din apartamentul dat. El încă este mic și are nevoie de protecția părinților. De aceea, dacă dumneavoastră părăsiți apartamentul și copilul își alege că vrea să locuiască cu dumneavoastră ulterior, nu aveți decât să vă aranjați viața. Eu cred că sunteți bărbat și aveți posibilitate. Ori să închiriați un apartament, ori să vă duceți la țară și să-i acordați toată dragostea și atașamentul dumneavoastră copilului, dacă el așa va vrea. Dacă o să vrea să rămână cu mama, o să rămână în apartament și dumneavoastră nu aveți dreptul legal să vă opuneți. Înțelegeți? Vă convine, nu vă convine, asta e situația. În ceea ce privește doamna, mie îmi pare că dumneavoastră un pic îi convine viața aceasta de vagabond, ea are o libertate, are lipsă de responsabilitate față de copil, trei luni să lipsești din viața copilului, eu consider că asta e grav, și ceea ce copilul spune un copil de 14 ani că i-ar tăia gâtul mamii, să știți, copiii de obicei sunt mai atașați de mamă, fiindcă natura așa dictează. Dumneavoastră i-ați dat viață și el trebuie să fie dictat de nu știu ce factor negativ ca să poată să expună așa în privința dumneavoastră. Deci aici sunt semne de întrebare și cred că organul de tutelă, de direcția de protecția copilului minor se va sesiza, autosesiza și va lua măsuri în ceea ce privește monitorizarea familiei dumneavoastră ulterior. Dar eu pentru ce am ușit dat. Dumneavoastră aveți, apropo, bine că subiectul l-ați deschis, dumneavoastră aveți, sunteți îndreptățiți, solicitați recuperarea cheltuielilor care au fost făcute în apartament. Deci se face o evaluare a cheltuielilor. Ceea ce spuneți, costul. Ați spus că ați făcut acolo, ați modificat un perete, se calculează toată suma și dumneavoastră aveți dreptul solicitați din contul doamnei să beneficiați de restituirea acestor cheltuieli. Doar atât. În situația dumneavoastră, totuși trebuie să părăsiți apartamentul, să vă găsiți o gazdă, sunteți bărbat. Doamna, că e proprietar apartamentului și ar trebui și la gestionarul fondului de locativ de, ca ea să acționeze, să nu permite să locuiască acolo în elevator. Doamna să se întoarcă acasă, la dânsa, acasă. Și vă rog, v-ați bătut joc de viața dumneavoastră, nu vă bateți joc de copil. Violența naște de violență. Deci copilul crește în familie cu violență. El nu o să fie altfel. Dumneavoastră gândiți-vă la faptul că copilul acesta crește la fel violent, ulterior va fi violent cu colegii, cu fetele, cu băieții. Mai departe el va posibil fi violent. Și cu voi. Și cu voi, posibil, desigur. Deci trebuie să vă corectați ceea ce vrea să spună Cristina și inclusiv deja primul clopoțel a bătut, declarația copilului de 14 ani că îi taie gâtul maică sa și concubinului nou, da, așa. Deja este desperiat. Voi nu înțelegeți cât de grav sunt lucrurile acestea. Copiii la 14 ani, în general, nici măcar nu trebuie să le vină în cap asemenea lucruri. Deci dacă este vorba de mâine, eu i-aș sfătui că ei azi, când iese din studio, să încerce totuși să discute între dânsi doi. Despre ce? Deci cum își aranjează mai departe viața comparativ cu băietul pe care îl au. Deci, Petru, eu cred că ar fi cel mai bine dacă ți-ai găsi o gazdă unde să trăiești și să vezi ce o să facă băietul. El trebuie să aleagă. Vine el cu tine și trăiește mai departe și să clarifici situația, atitudinii băietului față de tine. Deci, și totdeauna, cum n-ar fi, știi, ești prea bine convins că o parte din casa aceea ia băiatul. Dar, Petru, vreau să spun așa, pur bărbătește un lucru. Eu, ai norocul că Svetlana nu știe. Și eu o să-i spun azi.
Deci dacă Svetlana se adresează la poliție și spune, într-adevăr, dacă e așa, eu doar din cuvintele ei, că tu deci ai agresiune față de dânsa, ai acte de violență, deci organul justiciar are dreptul până la 90 de zile pentru început să-ți interzică să vezi băietul, să vezi pe Svetlana, să te aprochi numai aproape de 50 de 100 de metri de apartament și atunci ai să fii nevoită și el 90 de zile să le trăiești undeva. Dar dacă pe parcursul acel 90 de zile, mai repet, deci ar putea să urmeze și un dosar penal împotriva ta pentru provocarea leziunilor și pentru actele de violență față de dânsa. Așa că dă-ți seama, una e când te uiți și alta când ridici mâna. Și mai ales ferească ciocanul și mai departe. Și încă o dată mă întorc la ce aici am vrut să spun. Așezați-vă în doi, discutați în pașii, vă despărțiți și vedeți. Povestea eroilor de azi îmi pare un pic așa tragico-comică. Deci ar fi comică dacă n-ar fi tragică. Tragică și pentru voi doi, pentru că voi, eu nu știu cum s-au aliniat planetele de v-ați întâlnit și ați făcut și un copil. Dar acum ar trebui să fie invers, ca să vă despărțiți omenește și să lăsați copilul să-și ducă traiul liniștit. Ce vreau să zic, uitându-mă la ambii, și mama este neglijentă, este un abuz prin neglijență să lași un copil fără mâncare și dumneavoastră la fel. Dacă în calitate de bărbat, dumneavoastră ați dat un exemplu de violență feroce, încât copilul deja știe cum să se adreseze, iată cum să se răzbune pe mamă, mie îmi pare că nu-i cazul să vă numiți ambii părinți, îmi pare rău. Deci un copil trebuie să trăiască în siguranță. Primii oameni care trebuie să-i ofere siguranță copilul sunteți voi. Dar voi, destabilizând situația în familie, l-ați făcut pe el atât de agresiv, încât nu este foarte greu de ghicit ce va urma în continuare. Deci eu cred că trebuie să găsiți soluții la problema voastră, să o luați fiecare pe calea lui. Dacă copilul alege să trăiască cu dumneavoastră, foarte bine, dați un exemplu de bărbat corect. Deci eu înțeleg ce a fost până în prezent. Acum încercați cumva și dați un model de bărbat care va putea conviețui ulterior cu o femeie, pentru că ceea ce a văzut el în familie este mare șansă să repete ulterior în familia lui. Deci gândiți-vă și la el, pentru că locuința asta nu e atât de aurită încât voi să vă bateți pentru ea, în ghilimele. Nu vă bateți pentru ea, dar bateți-vă pentru viața copilului vostru. Aici încheiem, liniște și pace vă doresc să aveți pe cei dragi mereu alături.